Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Pornește necazul ăla de bandă. Mamă, ia să vezi ce asta. Banda e un necaz, e boală. Nu vreau să-l spar pe ăsta, vreau să-l iertați. Hai, mamă. Chiar azi nu s-a gătit rău. Bă, s-a întâmplat ceva sezonul ăsta, de nu mai intră prima farfurie verde, băi. Ceva se întâmplă, de nu mai intră prima farfurie verde. Bine, bă! Prima farfurie verde! Bă, e a doua oară în sezonul ăsta, abia a doua oară când prima farfurie intră verde. Bontea! Cum să intre verde? Băi, Bontea, băi, dacă câștigi proba asta, trebuie să te duci la o sim mâine dimineață. Cu ce? Cu varză cu gorgonțola. Bă, știi ce am observat? Cea mai tare combinație. Aveți ce aveți cu mine. Ăsta că a pus icre de somon pe paste gratinate, nu există nimic. Nu, că urma să-i spun și lui. Deci astăzi amândoi sunteți senzație. Lasă-mă, că mai știm noi unii care au făcut super ramen. Super ramen fără ramen. Și aș câștiga proba. Băiatul ăsta de-a pus farfuria verde, a fost foame. I-a plăcut carnea. Adevărul că tu ai avut doar conopidă în farfurie și nu mi-aduc eu aminte. Verde, prima farfurie. Bine, bă, bravo vouă. Stați jos, nota 4. Hai, următoare. Mă, am făcut conopidă, mă, nu. Zici și lui ceva, paste cu icre de somon. Zici ceva. Hai, mă, ziceți, paste cu icre de somon. Nu, ăla să zică. Ziceți, mă. Trattoria Azzurra. A intrat una, e bine. Bun. Am înțeles, da. Băi, varză cu gorgonzola. Ai văzut ce au gătit și ei azi? O lingură de orez. E o lingură. Să mori, da, bă, da, bun. Senzație. Am zis eu ceva. E bun. Orez. Auzi, bă, dacă mergeți cu astea două la o sim, cred că îmi șterge saramura fără sare. O să zică, hai, gata, scărlătesc-le, că gata, randeluțele astea două. Are cum să șteargă ție saramura fără sare niciodată. No, mă, n-ai cum. No, niciodată. Ai uitat că ai pus mus de ciocolată lângă somonul. Să las-o, dă-o. Făcut tartar. Nu, nu, cel mai bun e șnițelul de foie gras. A, cu aia nu mai zic. Gorgonzola cu varză. Bă, ați făcut o lingură de orez, bă. Gorgonzola cu varză. Și a avut și niște conopidă de-aia arsă puțin. Era doar un pic pârlită. Da, asta e. Dar ce nu ai dat, mă, nouă conopidă? Așa ți-a fost frică? Păi dacă ție îți dădeam conopidă, știam ce faci. Și dacă lui ăla îi dădeam brocoli, știam ce faci. Bă, sos de soia. Mă, zici că au venit toate așa, ții pe ăștia. Opa, am două farfurii. Păi, las-o în drecu, chiar așa. Așa? Despre asta vorbesc. Așa ceva. Varză cu gorgonzola. Cătăline, eu când îți zic, în fiecare zi, eu am dat toate amuletele mele, le-am dat pe el. Tu, și uite cum îi intră farfurii. Bă, băieți, fiți, mă, și voi mai deșteți, mă. L-ai băgat pe scălătescu ședință? Păi dacă e fraierică geamantat. Eu știi ce nu înțeleg? Bă, tu, Sorin Manipulatorul, că stați amândoi în aceeași mașină pe drum spre casă, îi bagi de ăla strâmbe non-stop, deci consumă amuletele numai pe mine. Și tu doar pe mine. Tu dai toate amuletele mie. Da. Iar Cătălin? Mie. Ție. Păi și care e cel mai în avantaj? Și tu lui? Nu, eu am avut avantaj la amândoi. Ai și dreptate. Bă, lui n-are cine să-i dea, nu vezi? Păi nu mai am ce ți-mi dau. Hai bombă de aia, șmecheră. Păi de unu și... Bomba. Bine, mă! Nu mi-a plăcut asta, mă, uite, mă. Na, mă, na. Mă enervează treaba asta, știi că mi-intră albastră și îmi dă speranța că am șansă să câștig, știi, mă scoate din minți. Avem două verzi și două albastre, dar magenta nu sunt. Bă, lasă-vă, dă-te. Nu știu ce caută două albastre acolo, dar cam atâta trebuie să fie. Pă bune. Da, mă, dar știi care e diferența între noi doi? Eu mi-asum că merg la duel, mă. Hai, gata, pregătiți-vă de duel, că nu cred că o vedem neam azi. Hai, șef, termină. Astăzi, dacă intru la duel, e groas. Mi era deja rău, acum e și mai rău. Așteptarea e grea.
Mă, au fost bărbați în armată pe vremuri și că așteptau femeile acasă, era grea, era grea. Te duceai la război, așteptau să vină bărbații acasă, era grea, era grea. Așteptăm farfurile, e greu, e cel mai greu. Cel mai greu să așteptăm farfurile alea blestemat. Să vedem cât ori să iasă, bă, trebuie să câștigăm asta, că e nașpa rău, nu mai pot. Nu mai vreau individual. Nu, e, mă, ce să... Hai că e bine, bă, nu ne luăm la zăr. Hai că eu știu că n-am, nu pot să permit pretenții să câștig Vita mai battle-ul cu pastea al fornă. N-am. Ba da, de ce nu? Nu cred. Deci ca să vezi, piure de varză roșie cu gorgonzola și pene al forno cu icre de somon. Uite-le, e supărat tare. Mai bine făceai tartar de somon cu mus de ciocolată și puneai o conopidă. Da, da, da. Bă, lasă-te, bă! Și încă un albastră, hai mă, bă, terminați cu glumele! Hai mă, gluma, gluma, dar... N-am avut farfurierea. Aoleo, nasol moment. Da, uite, intră în aduer. Ok. Hai, frate! Intră în aduer măcar cu mov, că ăștia văd că trag tare de ei. Asta e că nu ne oprim aici. Exact. Hai că e bine. Suntem pe cărarea care trebuie. 5, la revedere, nu. E c***at, e pe 0. 0 farfurii, n-ai cum aia, nu-i far... Nu, n-ai cum. Ce urât intră asta. Și atât tu nu vezi că nu intră? Da, ok, ai mai sunt cred. Intră 6, dă-i în pui. Și niciuna până acum. Chiar niciun. Da, nu e bine că la noi tot nu intră, dar cred că până într-un sfârșit și la noi va intra o farfurie și nu vom fi pe 0. Dar între timp, bateria de încredere ajunge undeva la 40%, știi? Deci nu mai vine să mai mori la bani. Nu e nevoie. Simțeam așa că, bă, nu-i bine astăzi luăm bătaie. Asta e. Verde! Bravo, băi! Bravo! Bravo! Hai, încă două. Verde! Verde! Verde? Să mor eu, iar a venit verde! Haide, mamă mea! Mamă, să te ții acum, frate! Mai sunt 5 farfurii, băi! Da! Câte mai sunt de intrat? Una nu luăm, bă! 5? Uitam la Cătălin, bă, era mov la față! Una nu luăm! Era una cu bluza! Era când mov, când negru, când mov, când negru, când mov, când negru! Deci fața lui făcea toți bani. Oh. Avem șanse mai? Momentan? Ah. Am zis că avem șanse și n-am. Berzii ăștia nu știu ce doamne cu ei. Ne suflă în ceafă, sunt tot după noi, un bă, lăsați-ne să câștigăm și noi o probă. Lăsați-ne, nu ne băgați și astăzi la duel. Hai mă cu verdele ăla, că nu mai am fost de 6 ori la duel unul după altul. Să vin și mai, măcar să câștigăm mișto. Și noi 6 battle-uri unul după altul. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.